Relansează-ți acum business-ul pe site-ul zi-de-zi.ro. Promovează-ți afacerea, oricât de mică îți este. Pe zi de zi, 10.000 de oameni vor afla despre tine. Ai reclamă timp de 6 luni la 235 de lei cu TVA inclus. Business-ul tău se relansează pe zi-de-zi.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Fost martorul unui eveniment deosebit? Viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile? Sesizează orice eveniment important pentru reghineni la adresa de e-mail info@tarptv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Fost martorul unui eveniment deosebit? Viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile? Sesizează orice eveniment important pentru reghineni la adresa de e-mail info@tarptv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Extremelor, o lume tot mai lipsită de liniște sufletească și împăcare, Dareghin TV vă propune o emisiune pentru normalitate. O emisiune dedicată comunității maghiare, dar în care ne putem regăsi cu toții. Varuș Kep, o emisiune pentru comunitate. Emisiune realizată cu sprijinul Larix SRL. Viața e ca un joc de șah. Ca o tablă de șah. Sunt Ovidiu Nisan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă. Emisiune realizată cu sprijinul companiilor Gliga.
Doamnelor, domnilor, bună seara, sunteți la Fițe de Provincie și bine faceți. Din când în când, pentru că suntem loiali și pentru că suntem consecvenți, ne vizităm vechii prieteni, doar așa ca să vedem ce mai fac, să întrebăm ce mai gândesc și cum s-a schimbat filozofia lor de viață. Așa se întâmplă și în această seară. Am căutat o prietenă veche, am găsit-o, am invitat-o aici și urmează să stăm de vorbă, așa ca între prieteni. Oana Pașcu, bună seara, bine ai venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit din nou! Bine ai revenit! Mulțumesc de invitație! Ce mai faci? Bine! Mulțumesc frumos! Ei, bine, ca și data trecută! Deci nu s-a schimbat. Ba da, s-au schimbat multe, dar sunt în continuare bine. Ah, bun. Mă gândeam că în această seară să vorbim puțin despre viața ta de profesor. Pentru că în ultima perioadă au fost tot felul de frământări la nivel înalt. Profesorii au făcut grevă, au făcut și grevă japoneză, au ieșit în stradă la București. S-au iscat tot felul de discuții, au fost tot felul de talk show-uri în care unii înțelegeau pe profesori, ceilalți vociferau pentru că profesorii o duc bine, pentru că profesorii au o viață lejeră. Una peste alta, ei sunt nemulțumiți, tu faci parte din tagma lor și această nemulțumire nu este doar de când faci tu parte din tagma lor, ci este destul de veche. Motiv pentru care foarte mulți tineri fug de această meserie. Totuși mai sunt unii, ca tine, care aleg să rămână. Cum e viața ta de profesor? Până în prezent îmi place, până în prezent îmi aduce satisfacții. Dar e vorba despre satisfacții pe care le primești din partea copiilor, din munca pe care o realizezi cu copiii, din activitățile extrașcolare pe care le desfășor cu ei și, bineînțeles, satisfacțiile materiale și, așa, ca și avansare pe plan profesional sunt mai puține. Sunt mai puține. De asta eu zic că persistă și rămân cei care, într-adevăr, sunt făcuți pentru această meserie, li se potrivește și le place. În cât timp îți dai seama dacă ești făcut sau nu pentru această meserie? Ți-ai dat seama deja? Ești făcută pentru asta? Aș zice că da, deci mi se pare, dar nu cred că e suficient timp. Practic, ăsta e abia al doilea an în care activez ca și profesor. Au trecut 2-3 luni de când a început școala. Am numai un an la activ care poate să spună multe sau nu poate să care spună destule. Speriat acest an. Cei care renunță, se spune că renunță după primul, după al doilea an, pentru că se sperie și se duc, caută în altă parte. Un an nu ți-a fost suficient ca să te sperie, înțeleg? Nu mi-a fost suficient ca să mă sperie, pentru că a fost un an bun în care am intrat într-un colectiv care m-a primit cu brațele deschise. Toată lumea a fost foarte săritoare să mă ajute, să mă acomodeze. Am avut norocul să lucrez foarte bine cu colega de la clasă, să facem o echipă bună, să avem momente frumoase cu copiii. Bineînțeles, au fost și momente destul de grele în care fugeam acasă și ziceam, vai de mine, eu mâine dimineață nu mă mai duc înapoi. Dar te calmezi, te liniștești, te reculegi și vezi că până la urmă se duc norii la o parte și îți găsești puterea să mergi mai departe. Dar zic că a fost și ceva de noroc. Deci mi-a fost bine în primul an, a trecut cu bine, am avut parte de niște experiențe foarte frumoase, foarte deosebite și cu activitate extrașcolară pe care am desfășurat-o cu copiii din clasă. Am fost plecați la un concurs, am ajuns la până la etapele naționale, deci a fost ceva, a fost plin, a fost cu realizări și nu m-am speriat, sunt tot acolo, sunt înapoi. De la capitolul acela cu profesorii au o viață lejeră, profesorii au foarte multe vacanțe și până la urmă stau 4-5 ore la clasă, după care se duc acasă și pot să facă multe altele. Asta este o foarte mare aparență cu lejeritatea pe care au profesorii și cu vacanțele, că
practic ești în școală 4-5 ore, 6, depinde în ce învățământ ești și cât lucrezi, dar te duci după masă acasă și clar că a doua zi nu te poți duce înapoi la copii cu mâinile la spate și există foarte multe hârtii și planuri de lecție și materiale de lucru și fișe de lucru pe care trebuie să ți le pregătești și fiecare este mult mai la îndemână, de exemplu, să ți le faci acasă, acolo ai computerul, cărțile tale personale și le iei și le răsfăi și te tot gândești ce să mai faci, ce să mai inventezi ca să ții tot timpul pe copii în alertă, să fie atenți, să fie interesați de orele tale, de prezența ta în fața lor și atunci, normal, că plus birocrația care ți se cere, care este una dintre cele mai mari nemulțumiri, ca să zic așa, ale profesorilor, că trebuie să ai și parte de documentație la care trebuie să lucrezi și aia, normal, o faci după ore. Deci, îți faci lecțiile în fiecare zi. Da, poate în fiecare după masă. Decât un elev cu foarte multe materii la activ. Și apoi ai și examene. Bineînțeles, și plus de asta ți se cere în permanență să participi la cursuri de perfecționare, să-ți acumulezi credite, să te... Asta și atunci. Și la alea, solicită cursuri și acelea de multe plătesc. Ori... Unele se plătesc, da, depinde ce cursuri are, mai sunt cele prin programe din acestea europene care nu trebuie plătite, dar majoritatea sunt clar, după amiaza sau un weekend, așa că... Plus peste vară, mai ales dacă nu ai stabilitate, deci nu ești un profesor titular, ești... doar suplinitor sau așa. În fiecare vacanță trebuie să participi la examen de titularizare, să înveți, să iei notă cât mai bună, ca să ai prioritate, ca să nu stai neliniștit că de la toamnă nu ai unde să te întorci înapoi la lucru. Da, și la acest capitol, atunci în perioada aceea când sunt examenele profesorilor, se iscă discuții, care în general se axează pe notele destul de mici pe care le iau profesorii. Ce ne spune un profesor debutant despre această parte? Cea cu notele nu am reușit să o înțeleg pentru că am auzit atâtea variante din toate părțile și atâtea plângeri și pe propria experiență. Eu am avut experiența unui singur examen la care eu am dus inițial, zic, hai să mă duc să văd cum ar fi, deci nu a fost pentru mine un proiect, nu a fost un plan, gata, eu sigur vara asta mă duc, eu mă la titulaze, eu mă fac profesor. Căutam loc de muncă în domeniu cum terminasem psihologia și am zis că acolo, zic hai să încerc și învățământul, deci a fost ceva așa pe ultimul moment. Am reușit să învăț mai puțin pentru că m-am hotărât destul de târziu să mă duc și... Am zis că nu, pe cât am învățat, nota pe care o luasem, zic, hai să fie bine. Acum, e un examen greu, acest examen? Este destul de greu. Nu e foarte greu, dar e foarte mult. E foarte complex, are foarte multe, foarte multe subiecte și nici nu știu... Asta ce am văzut, o chestie standard de care se plânge toată lumea, unii zic că dacă scrii cu propriile tale cuvinte ce ai reușit tu să înțelegi din ce ai învățat, ești punctat bine, alții zic că numai dacă scrii mot-a-mo și din cartea respectivă, așa, atunci ai șanse să iei notă mare. Încă nu... Ori la bibliografie sunt foarte multe cărți, undeva peste 30-40, da, la orice materie te duci să sunt te foarte titularizezi. Multe, da, sunt și foarte multe. Și o viață ușoară, una peste alta. Atâtea lecții, atâtea documente, atâtea examene, atâtea cursuri pe care le plătești din acel salariu mititel. Sigur, sunt și satisfacțiile de care vorbeai tu, sunt și vacanțele, să nu uităm. Da, asta este tot, asta. Da, hai să recunoaștem că până la urmă e un avantaj să poți să-ți pregătești lecții, documentații și așa mai departe, în confortul casei tale, totuși mai ai sâmbăta, duminica liberă, peste vară mai poți să-ți planifici cât de cât un concediu, deci nu poți să zici că ești tot timpul așa în priză, dar pe de altă parte, fiind salariile atât de mici și mai ales dacă mai trebuie să-ți plătești o chirie, dacă mai ai niște copii în întreținere, este
imposibil să te descurci din salariul respectiv și asta nu ca și profesori debutanți, ca și cei care au avansat mai mult, au grade didactice și așa mai departe. Și atunci trebuie să te orientezi ca după program să mai faci ceva suplimentar și majoritatea, am văzut că apelează să ia copiii în meditație acasă și să-și suplimenteze salariul ca să ajungă pentru un trai decent, așa, să-ți fie suficient. Și până la urmă, atâta timp cât nu este vacanță, profesorul muncește toată ziua, nu doar la școală, ci și acasă, asta ca să se poată întreține. Da, deci eu am cunoștințe, am rudenii care sunt profesori, le văd și pe colege, fug de la școală, mă duc să fug repede acasă, să ajung să mănânc, că îmi vine copilul sau trebuie să mă duc la copilul. Deci cam... Și asta zice toată lumea sau întreabă. Nu știi pe cineva care... Sau dacă auzi vreodată de cineva care își caută pentru copil meditator la materii sau la lecții în particular, să-mi spui. Deci întotdeauna sunt în alertă, își pun anunțuri, se interesează. Nu sună foarte roz, nu sună foarte confortabil. Sunt multe alte locuri de muncă unde, da, te duci, stai 8 ore și muncești, dar presupunem că îți place și ești pregătit pentru asta, apoi ai venit acasă și îți vezi de partea cealaltă a vieții. Oriceea ce îmi spui tu înseamnă o alertă continuă în aceeași direcție și în același scop, acela de a supraviețui. Și cu toate astea, da, tu ai ales să faci asta. Da, până în prezent eu sunt mulțumită, îmi place și mă gândesc așa pentru viitor. Bine, acum sunt cât de cât așa în cumpănă, zic hai să mai treacă și al doilea an, lucrurile s-au mai schimbat la școală, mi s-au mai schimbat copiii, am altă clasă, zic o să văd și altă parte a lucrurilor și o să pot să-mi dau seama mai bine dacă e domeniul în care aș vrea să perseverez pe viitor. Bine, că și ăsta e un domeniu pe care poți să-l exploatezi până la urmă și să te... Și aici există foarte multe oportunități să te ridici, să avansezi, să fii văzut mai așa, mai bine, mai de multă. Acum, partea asta cu văzutul, îți propun să o abordăm în cea de-a doua parte a emisiunii, cum sunt văzuți profesorii la ora actuală și cum sunt văzuți profesorii mai vechi de profesorii mai tineri. De fapt, partea asta mă interesează mai mult după publicitate. Antrenează-te la un alt nivel cu Legs Ale Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Legs Ale Gym. Respect pentru tine! Caută și citește ultimul număr al revistei Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovare a valorilor locale. Articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. Totul într-un format ușor de citit și cu un design atrăgător. Revista Reghinul Nostru se tipărește în 3000 de exemplare distribuite gratuit, iar articolele pot fi citite și pe www.reghinulnostru.ro. Vrei o vacanță de vis? Tu fă-ți bagajele, noi ne ocupăm de restul.
Agenția de turism Idea Tour găsește pentru tine cele mai interesante, inedite și exotice vacanțe pe litoral, la munte sau în stațiunile balneoclimaterice. Profită acum de noile oferte de Crăciun din Laponia și New York sau de prețurile accesibile la târgurile de Crăciun din Viena, Bratislava sau Bavaria. Iar dacă vrei să petreci în țară de sărbători, ai cele mai bune oferte de Crăciun și Revelion în cele mai cunoscute stațiuni montane și balneare din România. În plus, la noi beneficiezi de programe economice și de lux, dar și de bilete de avion pentru orice destinație, în orice colț al lumii. Oferim și transport la aeroport. Idea Tour, Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 12, telefon 0265-512-008. Idea Tour, ideea ta de vacanță. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Doamnelor, domnilor, sunteți în continuare la Fițe de Provincie și în continuare invitata noastră este Oana Pașcu. Suntem în cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbeam înainte de publicitate sau am început să vorbim despre felul în care sunt priviți profesorii, atât de cei din exterior, cât și de debutanți, de cei care vin din urmă și care vor să rămână în sistem, așa cum este și Oana. Ziceai de felul în care ești privit și de faptul că unii au ajuns să fie priviți. Cum sunt priviți profesorii după percepția ta? Nu sunt sigură că nu mai au imaginea pe care o aveau profesorii de acum 30, 40, 50 de ani, de exemplu, profesorii părinților noștri sau a fraților noștri. Mă gândesc că e o imagine care se, nu să zic că se strică, că e prea drastic, prea trist spus, dar se degradează cu timpul. Scade ca și imagine pozitivă sau ca și profesor, ca și o autoritate în societate sau ca un stâlp sau... De ce crezi, Oana, că se întâmplă asta? Aș crede, nu pot să zic că am o părere foarte bine formată sau închegată, dar aș crede pentru că profesorii din zilele noastre sau noi, parcă nu avem statornicia profesorilor de dinainte, deci nu migrează foarte mult profesorii dintr-o școală într-alta. Unii intră în învățământ, se lovesc de niște obstacole, renunță foarte repede, vin alții în loc, deci nu mai există așa o consecvență a lor și atunci parcă cei profesorii mai în vârstă sau, să zic, părinții copilului care vede că copilul vine și zice anul ăsta am la română pe profesoara, anul viitor vine și spune de altă profesoară sau că în semestru următor deja îi se schimbă profesoara sau așa, atunci îi privesc ca nefiind, ca fiind nestatornici, nu sunt serios sau nu își fac meseria cu atâta dăruire cu cât făceau ei și că probabil pentru mulți e un loc de muncă de compromis pentru că nu a găsit altceva de lucru și decât să rămână șomer sau așa, a zis că hai că
aleg asta și... sau până găsesc altceva. Până găsesc altceva, exact. Foarte mulți intră în învățământ cu gândul că să facă asta până găsesc altceva, dar intră cu gândul ăsta pentru că nu prea există satisfacția financiară de la acest loc de muncă, nu poți să faci din salariul ăsta o avere, nu poți să-ți faci o casă, clar îți trebuie alte venituri suplimentare și atunci intri până găsești altceva și sunt cei care se integrează foarte bine la locul respectiv, îmbrățișează meseria și o fac cu foarte multă dăruire și trec peste nemulțumirea și neîmplinirea materială pentru că le vine foarte mult pe parte spirituală și tot ce le vine din partea copiilor, afecțiune, recunoștință și așa mai departe, le este suficient încât să rămână acolo și sunt cei care sunt foarte pragmatici, foarte materialiști și zic, dacă nu scot de aici și cum vine altceva, cum am plecat. Și atunci masa de profesori migrează foarte, foarte mult și mă gândesc cum că de asta. Cum îi privesc debutanții pe cei care sunt de mult mai mulți ani în sistem? Cum îi privești tu? Aici, la cei care sunt de foarte mult timp în sistem, i-aș încadra în două categorii, să zic așa. Sunt cei care sunt acolo și abia așteaptă să vină profesori noi, să vină profesori tineri cu care sunt încă zâmbitori, încă nu sunt speriați de copii, de ce se întâmplă, nu sunt acriți de atâția ani și îi așteaptă ca să îi învețe de ale lor, să le dea ștafeta mai departe, să îi integreze, să-i formeze după cum au fost ei, să aibă și ei niște elevi la rândul lor, să-și facă și menirea asta ca și profesor deja în instituție de atâția ani, care e pe cale să se retragă, să instruiască și alți profesori, să simtă că și-a mai lăsat din amprenta personală pe alți profesori tineri și sunt cei care simt că sunt și care resping tineretul, cum ar veni, pentru că zic că vin cu idei prea nonconformiste, prea năstrușnice, copilul trebuie să învețe numai din carte, trebuie să plece acasă clar cu teme, nu că ne plimbăm, nu că mergem acolo, nu că facem excursia, dar ce înseamnă atâta? Deci privesc că profesorii tineri vin cu prea multă libertate în cap sau cu prea multe activități din astea care implică să scoată copilul din mediu școlar și să-l ducă în societate sau așa ca să îl învețe practic, să-l învețe pe viu anumite lucruri și ei nu văd bine treaba asta și atunci îi resping, adică resping, nu le sunt pe plac. Nu văd să-i agreze foarte tare. Nu te mai întreb pe care dintre cele două categorii o preferi? Pentru că preferința este evidentă și probabil la fel ar alege toată lumea. Spuneai la începutul emisiunii că sigur că ești bine, dar că s-au schimbat foarte multe în viața ta. Sau că s-au schimbat nu foarte multe, că s-au schimbat multe, așa ai spus. Da. Împărtășește-ne și nouă câte ceva din schimbările acestea. Da, păi legat de partea de învățământ și de partea profesională, într-adevăr, în vară, cum au apărut modificări în metodologie și nu în alta și te trezești la un moment dat fără loc de muncă, cu mâinile, cu picioarele legate, nu mai poți să faci nimic, ești la mâna celor de sus, astăzi știi că de la toamnă te întorci înapoi de acolo. A fost într-adevăr un punct așa de cotitură în care probabil că mulți ar fi renunțat și ar fi zis că dacă o să fie așa tot timpul, mai bine plec. Renunț, mai bine plec și cu toate astea am zis că nu sunt pregătită încă să ies, mai vreau să mai încerc, mai vreau să mai văd ce pot să mai scot din domeniul ăsta, totuși perseverez, totuși insist să văd dacă ar fi pentru mine. Și a reușit. Deci asta n-a fost o schimbare. Am reușit, acum parcă nu mai pare așa de urât cum a fost înainte și așa. Alte schimbări? Alte schimbări. Schimbări în bine, pe plan social, mai multe activități, mai multe...
Acum, ieșiri pe plan sentimental, unele împliniri și așa mai departe. Asta, asta e frumos și important. E și partea asta importantă. Dar atât timp cât tu ești foarte ocupată, ești ocupată la școală, vii acasă, ai de făcut teme pentru a doua zi, dacă te mai duci și la cursuri, o să vină momentul în care o să înveți și pentru examene. Cum e cu ieșirile? Cât de dese sunt? Cât de dese sunt ieșirile tale? Am o problemă. O să-ți aducem un pahar cu apă. Da, nu-i voi de apă. Da, o să rog colegii mei, vă rog aduceți Ioanei un pahar cu apă, pentru că are o problemă cu gâtul. Cât la capitolul ieșiri, o să aflăm și despre ieșirile acestea, pentru că ieșirile sunt importante în viața unui tânăr. Chiar dacă și jobul te acaparează într-o măsură atât de mare, este important să mai și ieși. Vom lua o scurtă pauză acum, ca să-i dăm Oanei puțină apă și apoi ne întoarcem ca să mai stăm de vorbă. Northern Lor vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi. Toate sub același acoperiș. Northern Lor asigură transport gratuit în reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lor vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lor, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Accesează zilnic reghinulnostru.ro și citește articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. De acum ai zilnic pe site articole noi, iar lunar poți citi unul din cele 3000 de exemplare distribuite gratuit în tot orașul. Citește Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale. Relansează-ți acum business-ul pe site-ul zi-de-zi.ro. Promovează-ți afacerea, oricât de mică îți este. Pe zi de zi, 10.000 de oameni vor afla despre tine. Ai reclamă timp de 6 luni la 235 de lei cu TVA inclus. Business-ul tău se relansează pe zi-de-zi.ro. Zile și nopți te scoate din casă. Fii acolo unde se desfășoară cele mai tari concerte, party-uri și evenimente. Află tot ce te interesează despre cele mai căutate locații din orașul tău. Baruri, cluburi, cafenele, restaurante, hoteluri și nu numai. Zile și nopți, împreună dăm viață orașului. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Ai fost martorul unui eveniment deosebit?
viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile, sesizează orice eveniment important pentru reghineni la adresa de e-mail info@dartv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Iată-ne și în ultima parte a acestei emisiuni, în pauza de publicitate, Oana și-a revenit. Este într-o fază finală a răcelii, înțeleg eu, Oana, da. Și s-a necat puțin pentru că noi am pus-o să vorbească destul de mult, dar ai vrut și tu să vorbești atât de mult. Dacă aș fi știut, da, că ai încă probleme cu tușitul, nu te-aș fi lăsat să vorbești atât. Dar acum... mie îmi place să vorbesc mult, da, și nu m-am gândit că o să mă întrerupă, mă gândeam că mă scuză și mă lasă până ajung acasă. Ei, nu-i nimic, uite că a fost și aproape momentul de publicitate, așa încât să nu s-a întâmplat nimic rău. Noi sperăm să îți revii. Și acum oricum nu mai e atât de mult de vorbit cât ai avut până acum, pentru că suntem în ultima parte. Vorbeai sau te întrebam, ai pomenit și tu la un moment dat de ieșiri, că ai avut mai multe ieșiri, că ai avut mai multe ieșiri pentru că ai fost în vacanță. Dar de acum cum e cu ieșirile? Îți faci timp de ele, dacă chiar ți le dorești și așa mai departe, îți faci timp și pentru ele, că trebuie să combini munca și planul profesional cu cel social, să-ți faci timp să te vezi cu prietenii, să-ți faci timp să te vezi cu familia, să ieși, să te simți bine până la urmă, ca să poți să-ți faci munca și ca să poți să treci peste ziua de lucru, peste săptămâna de lucru, ai nevoie de momentele astea de ieșiri, să te simți bine, o plimbare, o plimbare la munte, o cabană, un ceai, o cafea, un film, ai nevoie de ele, de acolo îți tragi energia, de acolo îți tragi cheful și pofta pentru mai departe de lucru, că altfel... Pentru ziua următoare. Pentru ziua următoare, da. Ce fel de prieteni are un tânăr profesor? Există, bănuiesc că există o tipologie a prietenilor pe care îi au profesorii. Am dreptate? Să zicem, depinde acum, că eu fiind profesor debutant, încă cu un, parcă mă mai simt cu un picior în facultate, că încă parcă nu vreau să dau drumul idei de student sau așa, cel puțin cu un picior în lumea oamenilor maturi care se gândesc să-și formeze o familie, copii și așa mai departe. Sunt puțin amestecate, să zic așa. Și încerc să fii prieten și cu persoane mai mature, mai mari, ca să, când înclin deja să te gândești spre a-ți face o familie, ai încep să ai prieteni care au copii, care sunt deja căsătoriți. Sau care sunt pe punctul de a se căsători. Da, și vorbești cu ei despre nuntă, despre aranjamente la nuntă, despre apartamentul pe care și-l cumpără, despre faptul că ea e însărcinată și cum e și așa. Și prieteni care încă n-au asemenea gânduri, încă o țin în distracții, în concerte, în festivaluri, în nebunii și parcă mai trag și la ei așa cu urechea sau preț de o cafea și încerc și să fii apropiat de și de persoane din astea mult mai tinere care încă trăiesc așa în nebunia și euforia tinereții, ca să îți fie mult mai ușor să fii apropiat de copiii tăi și de elevii tăi până la urmă, să-i înțelegi mai bine, să le știi nevoile, să le știi gusturile, să le știi preferințele, stilul, ca să ție mult mai ușor să-i abordezi. Da, bine, eu mă gândeam că la altă parte m-am referit. Sunt tineri cu diverse preocupări. Sigur că ai, în general, prieteni de vârsta ta, nici nu se poate altfel. Da, da. Dar și cei de vârsta ta au
preocupări diverse. Unii se duc la cluburi de manele, alții nu lucrează, alții sunt înnebuniți după mașini, alții sunt înnebuniți după discoteci, unii sunt, așa cum spui tu, o țin tot într-un concert. Și atunci, la capitolul acesta, cum îți alegi prietenii? Ce contează foarte mult în cercul tău de prieteni? Contează foarte mult în cercul de prieteni exact acest lucru, ce aleg acești prieteni să facă în timpul liber, pentru că eu sunt profesoară, celălalt probabil e contabil, celălalt e lucrător comercial, deci meserile sunt diverse. Diverse, astea nu poți să le ai la comun, să zici că te întâlnești numai așa, atunci te aduni cu ei pentru în singurul moment în care ți-e liber și atunci asta, exact activitățile pe care le ai în timpul liber, alea te aduc împreună și alea să le ai în comun și într-adevăr, probabil că deja simt sau văd că tind să merg spre activități mult mai relaxante, mult mai... pentru că vrei efectiv să mergi să asculți liniște, să asculți așa, să te simți bine, să te relaxezi, să-ți rămână un pic de timp să citești o carte, să mergi în natură, să poți niște discuții mai mature, mai relevante. Deci, da. Nu vă duceți în discoteci foarte des, înțeleg, și la cluburi unde e foarte mare gălăgie și se dansează frenetic. Mai rar așa când se năzărește așa câte un mov, dar destul de rar când zic, no, băieții merg în treaba lor unde au echiv la un meci de fotbal sau așa și fetele, hai să mergem la o discotecă, hai să dansăm toată seara, hai să... Și nu vă iese toată seara. Da, se mai întâmplă, dar după aceea știi cum e, parcă nu te mai ține atâtea ore, parcă nu mai stai chiar până răsare soarele și parcă gândul ăla tot e să mergi să ți aduni iar înapoi pe băieți sau așa și să te duci acasă și să te pui în pas, să dormi, să te odihnești, că nu, ești obosit și te gândești că mâine mergi la lucru sau mai ai de făcut treabă, chiar dacă a doua zi e duminică sau așa, dar știi că încă mai ai treabă, deci... Ai descoperit, totuși de când ești cadru didactic, ai descoperit că ar exista, nu știu, un cod vestimentar al profesorilor? Există așa ceva? Eu zic că da, deși am văzut că sunt persoane care mai fac excepții și își aduc, să zic așa, stilul personal, care probabil e puțin mai nonconformist, îl aduc la servici, dar observ că majoritatea au tendința să obișnuiască ca pentru servici să adopte o anumită ținută și pentru timpul liber sau pentru acasă, după masa, sunt total diferiți și de multe ori când te întâlnești cu ei la magazin sau în oră, nu-ți vine să crezi că e colegul tău de muncă și mulți aleg alt stil vestimentar pentru servici, nu pentru că li se potrivește ăla neapărat sau așa, ci pentru că vor să impună o anumită imagine față de copii, dacă crede cuvință că probabil îmbrăcându-se mult mai serios, copiii vor lua mai serios sau să nu zică colegii că el nu este serios și atunci adoptă o altă ținută. Eu am văzut că și mie mi s-a întâmplat chiar la început să am tendința asta, îmi zicea nepoțica, zice, eu nu mai pot să împrumut haine de la tine din dulap pentru că nu mi se mai potrivește nimic. Tu acum la lucru te duci îmbrăcată de zici că nu ești tu. Și zic asta este. Zic, ce să fac? Nu știu, zic, așa simt că într-adevăr acolo parcă trebuie să fie puțin diferit. Ți se potrivește? Nu ne-a. L-ai adoptat ușor? L-am adoptat așa, din mers. Cam am simțit eu nevoia, că am văzut cum era când mergeam așa în stilul meu propriu și am văzut reacții și am zis că ar trebui să schimb, bine, având în vedere, nu, clasă cu băieți mulți, cu băieți mari, profesoară tânără, mică, gingașă, nu. Clar, trebuie ceva, trebuie măcar, dacă nu pot să zic că vocea mea să-i mai sperie sau să-i mai
Asta zic, măcar vestimentația să fie mai serioasă, mai sobră, să nu le zică nimica, să nu le dea nimica de înțeles, ca să puteți lucra. Ca să putem lucra, da, deci. Oana, ai găsit ceea ce ai crezut că vei găsi într-o școală? În momentul în care totuși te-ai hotărât și te-ai dus la acel examen ca să ajungi într-o școală, deja bănuiesc că ți-ai imaginat câte ceva. Ai avut anumite așteptări. S-a întâmplat să găsești unele dintre ele în școală? Eu, cum nu m-am gândit foarte mult timp să merg la școală ca și profesor, să merg în învățământ, nu am prea avut timp să mă gândesc cum va fi. Cum va fi. Și dacă stau să mă gândesc bine, nici nu cred că am avut o părere formată, mai ales că am intrat direct în învățământul special. Eu ieșită normal din învățământul de masă, știam cum e acolo, dar niciodată, nici în timpul facultății nu mi s-a dat ocazia, nu s-a întâmplat să intru efectiv într-o școală specială, să văd cum e. Și totul s-a întâmplat foarte repede. Am venit într-o singură zi la școală, am vorbit ca să susțin ora de inspecție, dar nu am intrat pe clase, nu am intrat în contact cu copii. Am venit o oră, a doua zi am susținut ora de inspecție, am văzut clasa, câțiva copii am plecat și după aceea la 1 septembrie la școală și direct pe clasă. Deci nu am prea avut timp să îmi formez o părere și practic părerea pe care mi-am format-o concret pe experiența primului an și am zis că aș vrea să văd mai multe, probabil cum se lucrează și în alte școli sau probabil cum se lucrează în alte clase și să văd pe mai multe grupe de copii, pe categorii de vârstă, pe cum e la noi situația, pe categorii de tulburări. Întotdeauna, ce-ar fi foarte multe de foarte văzut, mulți da. Ani, școlile speciale au fost cenușăresele din învățământ. Au fost cele care erau lăsate undeva la coadă, apoi sigur și cadrele didactice din școlile de masă au considerat că profesorii care ajung la școlile speciale sunt de fapt pedepsiți. Sigur, acum știe toată lumea că situația s-a schimbat, dar probabil pe aici, pe acolo, mai există asemenea păreri care spun că acele școli nu sunt importante și că acolo de fapt nu se face mare lucru. Tu ce ne spui la acest capitol? Eu spun la acest capitol mai ales că orașul nostru e un orășel destul de mic și toate școlile se cunosc între ele, majoritatea profesorilor se cunosc între ei. Să știi că într-adevăr simt că există prejudecata asta a profesorului care merge în învățământul de ce special. Spui asta? Exact, așa cum ai zis și tu, în sensul că sunt pedepsiți sau nu ar fi avut altceva ce să facă. Deci parcă nu au aceeași prestanță și aceeași însemnătate și aceeași valoare ca un profesor din învățământul de masă. Și am văzut reacția așa la diversi oameni din diferite categorii de vârstă, profesori mai departe. Una e când ți se prezintă cel de tine, de lângă tine, ca fiind profesor de engleză, matematică, română și te întreabă tu și zici că, păi, la școala spedală și nici măcar nu știu ce materii predai, ce faci, tu cu ce te ocupi, ești de fapt profesor, ești de fapt psiholog, predai materii, ai cărți, nu prea îți înțeleg rostul, nu prea îți înțeleg, așa să zic, concret munca și atunci așa, parcă zic bine, dar nu 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 se uită așa, parcă cu aceeași ochi cu care se uită la un profesor din învățământul de masă. Într-adevăr, consideră că săracul face e acolo, ceva. Face și el ce poate, face și el un ban cinstit, apoi acolo cu copilașii ăia săraci, vai de ei, deci nu prea am văzut. În schimb, în orașele mai mari, că mai țin și o legătura cu alți prieteni, alte cunoștințe care lucrează la școli speciale în orașe mai mari și acolo observ că parcă lucrurile stau să fie altfel. Pentru că părinții de acolo care au un copil cu probleme, au un copil cu deficiențe și acceptă până la urmă faptul că copilul lor
are o problemă și trebuie îndreptat spre învățământul special, privesc altfel profesorul de acolo. Contează pentru profesorul astea din școala specială că este privit de colegii lui așa, în felul în care ai descris tu? Eu mă gândesc că contează. Pentru unii contează, pentru alții nu are importanță. Sunt și persoane care printre motivele pentru care aleg să meargă în învățământ este și statutul pe care se spune că ți-l oferă meseria asta, că totuși ești profesorul sau învățătoarea sau educatoarea și încă oamenii mai țin la treaba asta ca fiind așa. Acum și... urmează să vezi în anii următori ce se va mai întâmpla, pentru că tu ești la început. Da. Important este că acum ești mulțumită, că acum ești fericită și că deocamdată, înțeleg eu, deocamdată nu-ți dorești altceva. Nu, deocamdată mai vreau să mai exploatez acest domeniu, să văd cât mai multe laturi și cât mai multe posibilități și am zis, dacă tot am intrat, zic, hai să încerc să urc mai sus, să mai dau examene și să văd ce se întâmplă. Deci nu... Profesorilor nu le este frică de examene, chiar dacă notele lor la examene nu întotdeauna sunt, să zicem, exagerat de strălucite, după câte observ eu. Da, nu prea sunt niște note extraordinare și se intră și se ocupă postul cu note destul de mici, dar eu am văzut cazuri concrete și inclusiv printre colegii mei și așa mai departe, în care nota nu are nici în clin, nici în mânecă, nimic în comun cu persoana în sine, cu felul în care e omul la catedră și cum e la clasă și e extraordinar de bun și e un profesionist și numai e suficient să intri în clasă și să vezi cum arată clasa și cum sunt copiii și ce atitudine au față de el, dar aminte să mai și rămâi să-i urmărești o activitate și îți dai seama că e menit să fie acolo și nota, să zicem că e o notă foarte mică sau așa mai departe și nu prea înțelegi ce se întâmplă, deci... Deocamdată, Oana, eu văd că te ești pasionată de învățământ și că ai putea să vorbești până răgușești sau până ai nevoie de apă. Da. Ca să poți să vorbești mai departe. Ceea ce e fantastic de frumos. Poate chiar ți-ai găsit vocația și poate chiar rămâi aici, chiar dacă, nu știu, la un moment dat, după ce îți plătești facturile și datoriile, nu-ți mai rămâne mare lucru din salariu ca să te duci la shopping. Cam așa este. Dar am zis că mai rămân, mai perseverez, pentru că văd cunoștințele care sunt în domeniu de mai mult timp, poate de 10 ani, poate de 15 ani, și am văzut că se descurcă și am văzut că până la urmă o scot la cap, bineînțeles, formula spre succes e clar ore în particular sau un al doilea, un al treilea, un al patrulea job. Sau încă ceva suplimentar, pentru că cât de cât, să zicem, că îți permite programul de școală cu orele și după un anumit timp, bineînțeles că după ce începi să te formezi și începi să ai un stil și o îndemânare și ți-e mult mai la îndemână să te pregătești pentru a doua zi. Poate că în primul an stai 3 ore să-ți pregătești lecțiile, după aia, după 10 ani de experiență, să ți-e într-o jumătate de oră, într-o oră, deja gata, îți vâjie toate prin cap, le vezi toate în fața ochilor, le gândești numai chiar să te oprești să aranjezi câteva hârtii, să scoți ceva la imprimantă, să pregătești, pentru că deja îți vine foarte natural, foarte de la sine și atunci te automat. Vezi profesor peste 10-15 ani? Nu știu. Trebuie să vin peste 10-15 ani înapoi și să vă zic și să vedem împreună dacă ești profesor sau da, nu ești. Momentan am zis că insist să exploatez acest domeniu. Mi s-a părut că primul an nu a fost suficient, așa să zic, ca să dau seama. Părerea pe care mi-am format-o a fost bună. De asta zic, să văd și celelalte părți și plus de asta am văzut că mi se potrivește.
Deci mie îmi place, mie îmi place foarte mult ce fac și simt că mi se potrivește și o simt așa în sinea mea ca pe, să zic, o datorie, că dacă o persoană intră în acest domeniu și descoperă că îi se potrivește și îi vine așa ca o mănușă, ar fi de datoria lui, sau să zic așa, de frumos, să rămână da. Acolo, pentru că sunt foarte puțini cei care simt asta și care se potrivesc, și atunci să nu te risipești, că dacă... Da, da. Exact. Este datoria ta față de tine să-ți faci pe plac. Și dacă asta îți place și refuzi să o faci, deci nu îți faci pe plac, păcătuiești față de tine. Da. Și se spune că păcatul pe care îl faci față de propria persoană este cel mai greu păcat. Care așa zici, că... Așa este. Sigur. Păi, dacă îți place, probabil că și peste 10 ani, dacă ținem emisiunea asta, tot o să ne întâlnim. Nu cred că avem foarte mult din această emisiune, mai precis avem foarte puțin. Nu mi-ai spus unde te mai duci la shopping? Mai faci cumpărături la Reghin? Mai fac cumpărături la Reghin, da. Și mai vin încă cu cunoștințele de pe la Târgu Mureș sau când vin rudenile de la, pe la București, Brașov și mai facem cumpărături pe la Reghin. No, în continuare ne plac buticurile acestea foarte, foarte primitoare și cărora foarte bine arată. Cărora le zici SH-uri. Cărora le zic SH-uri, mm-hmm. Sau am colegă care le spune case de modă. Mm-hmm. Așa că au tot felul de denumiri din acestea și bine, ocazional mai fugim și la Mureș, la mall-uri. Când mai vrei să iei o haină mai deosebită sau mai de ocazie, normal. Te duci și îți cumperi o haină de da, acolo. Și încălțămintea, bineînțeles că aia e altceva. Acolo deja vorbim de alte lucruri. De alte lucruri, da. Bun, emisiunea noastră este la final. Așa că poți să mai bei apă dacă vrei. Nu, acum mă bucur că sunt bine. Îți dorim să-ți revii. Mulțumesc. Și probabil trebuie să te odihnești mai mult și să nu vorbești foarte mult la clasă sau să nu strigi la cei copii. Este imposibil. Puțin, până-ți trece durerea de gât. O să iau mai multe bomboane. E imposibil să vorbești mai puțin. Chiar nu se poate. Mie mi-a plăcut să vorbim, să vorbești cu noi, să vorbești pentru noi și așa cum spuneam la început, pentru că suntem loiali și perseverenți, cu siguranță o să te mai căutăm cândva, poate tot așa, peste vreun an, doi, să vedem ce mai faci, dacă nu ți-ai descoperit altă vocație și dacă nu ți-ai schimbat filosofia de viață. Până una alta, însă, va trebui să încheiem emisiunea asta. Vom spune împreună telespectatorilor noștri noapte bună. Din partea mea și a Oanei, vă mulțumim că ați stat până la această oră să ne urmăriți. Vă dorim o noapte frumoasă și pentru mâine o zi extraordinară să fie. Ratați promoțiile Evora Center. Magazinul Dan te așteaptă cu o gamă largă de produse și multe promoții. Super ofertă, laptop Fujitsu, calitate germană de la 1199 lei. Accesorii IT, reducere 20%. LED TV de la 499 lei. Boxe portabile cu stick și card de la 39 lei. Produse Samsung, compresor digital inverter, 10 ani garanție. Mașini de spălat LG dotate cu motor direct drive, 10 ani garanție. Peste 20 de modele lăzi frigorifice calitate germană de la 799 lei cu până la 6 ani garanție. O gamă largă de incorporabile cu până la 5 ani garanție. Diverse modele de ceasuri. Cartele telefonice la cele mai bune prețuri. Reghin, strada Gării, numărul 3. Telefon 0265 513 389. Magazinul Dan. Totul pentru tine și casa ta. Pensiunea Anca vă oferă cazare în 22 de camere de tip single, duble și matrimoniale, dotate cu TV, cadă cu jacuzzi sau duș cu hidromasaj.
Mai dispunem de saună, internet wireless, club biliard, restaurant cu mâncăruri tradiționale. 0742 428 039 0741 381 323 Pensiune Anca, Reghin, Strada Unirii, numărul 25. Locul unde te simți ca acasă. Mera Autoservice, de 14 ani pe piața Reghineană. Laborator de vopsele cu nuanțare computerizată. Atelier de tinichigerie auto. Vopsitorie în cabină de vopsit ultramodernă. Mera Autoservice, agreat de toate societățile de asigurări. Mera Autoservice, seriozitate și calitate.